Olivia m-a sunat fiica și mi-a spus că mămică urgent trebuie să vii acasă, că tăticul e în comă la spital. Aveam o speranță că poate totuși să revii, să mai stau de vorbă cu el. Nu știu, mai a revenit și n-am mai vorbit nimic cu el. 27 mai 2018. O ceartă banală între câțiva consăteni din Izvoare, raionul Fălești, s-a transformat într-o tragedie soldată cu moartea unui om. Viața lui Grigore Margine s-a oprit la 47 de ani, după ce a primit o lovitură cu capul în figură, a căzut și s-a lovit cu capul de pietrele de pe drum. Anul trecut, pe data de 27, spre 28 mai, sărbătoarea Duminicii Mari, deci stăteau oamenii aici, la, inclusiv tatăl meu, câțiva vecini, stăteau aici pe bancă, deci înainte a fost o bancă aici, stăteau pur și simplu de vorbă. Deci cum se întâlneam eu de obicei. Stătând așa de vorbă, la un moment dat au trecut doi tineri pe lângă dânsul și au început, s-au saltat și au început să discute. Și adică mi-au pur și simplu spus la unul din tineri, adică că merge prea repede cu mașina și ar fi, nu știu, ca să evite accidente sau situații neplăcute, mai bine să meargă mai încet. La un moment dat, cumnatul acestui băiat, adică au intervenit în discuția lor, în discuția lui tăticu cu băiatul ăla, cu un fel că ești găișnic, chiar direct, adică eu spus așa, adică s-a început o mică situație de conflict. De la situația asta, adică nu a durat mult, nu a avansat, pur și simplu... Deci, nu știu, tăticul mai impulsiv de fire, cred că o încerca să-i spună, adică ce te bagi, discuții sau chestii de genul. Și asta mi-a aplicat o lovitură cu capul, adică în scurt timp, momentan, a fost, i-a aplicat o lovitură cu capul, el a căzut jos, fără cunoștință, deci a fost o comă profundă, imediată. M-a sunat Livia, m-a sunat fiica și mi-a spus că mămică urgent trebuie să vii acasă, că tăticul e în comă la spital. M-am dus la Bălți, la spital, el era în comă. Aveam o speranță că poate totuși să revii, să mai stau de vorbă cu el. Nu știu, mai a revenit și n-am mai vorbit nimic cu el. Stat în comă. 4 zile și pe data de vineri. Pe data de 1 iunie l-am mormântat. Am încercat să discutăm și cu Sergiu Balamatiuc, tânărul care i-a aplicat lovitura fatală lui Grigore Margine, însă soacra acestuia ne-a spus că el nu este acasă și că nu ar accepta să discute cu noi fără prezența avocatului. I-a prezentat ea însă punctul de vedere al familiei în legătură cu acest caz. Domnul și el l-a întrebat pe băiet, că să mergeți mai încet cu mașina pe aici. Băietul meu îi răspunde, tot serios, Sergei îl cheamă, zici că ia grișa, eu să mărs tare, iar n-am să te ușit. Mă, ta nu sări înaintea la mașini. Tot că voi îmblastăți pe aici cu mașinile și că-i drept. Poate într-adevăr îmblă lui tineri cu mașina cu viteză pe acolo, poate și îl deranja pe om, dar și trebuie să ai înaintea la mașini? Trebuie să ai în cap la oameni să te calșească cineva? Și nu s-o isca nici o ceartă. Generile, pur și simplu, el e o... cum s-o răstit cu că și îmblați pe aici pe dincolo. Generă, numai eu sunt l-o întrebat, zici că da, mă, ta și ești gaieșnic că să-i oprești. Și el s-a dezbrăcat și a sărit la generi, l-a apucat de cămeș, a sărit la generi și generi, om coșcojen pe băitan, zdrav în mare, a pus mâinile ca așa la spate și a tras cu capul. Atât. Ia ca și-a fost. Asta a fost mașinal în câteva secunde. Pe 3 mai curent, Sergiu Balamatiuc a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă de 2 ani. Au început în ședință de judecată, care au durat practic un an de zile. Într-un final a fost condamnat la 3 ani de zile cu suspendare. La moment el se află încă la libertate, adică... Paradoxul este că un om a murit aici pe loc, da? El nu mai există, a fost încălcat direct dreptul la viață. Adică și nevastă bine mersi acasă, fără nicio pedeapsă, adică, mă rog, pedeapsă cu suspendare în cazul unui omor, eu nu cred că asta e o pedeapsă. Eu cred că și o decizie judecată, o decizie după
lege, cum a socotit procesul, cum a mers, au fost martori, au fost oameni care au vorbit acolo, care au spus ce s-a întâmplat acolo. Îi țin una și bună că eu i-am cumpărat pe test, dar nu i-am cumpărat. Absolut vă spun sincer, de inimă și din suflet, Dumnezeu e martor. Atât familia decedatului, cât și procurorii susțin că nu sunt de acord cu sentința și au făcut apel, dosarul urmând să ajungă pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Bălți. Deci nu știu cum funcționează justiția la noi. Eu, de exemplu, sunt foarte dezamăgită. Nu văd normal să moară om și nimeni să nu fie pedepsit. Deci singurul lucru care nu-l înțeleg eu, deși nimeni nu-i pedepsit. Tatăl meu i s-a încălcat dreptul la viață. Restul toți trăiesc cum au trăit până acum. Deci cer să fie cineva să mi se arăte un vinovat. Acel vinovat să fie condamnat, conform legii, mai mult nu cer. Procurorul a solicitat închisoare cu executare, însă instanța a considerat că acțiunile urmează a fi calificate în baza articolului 149 alineatul 1 și i-a aplicat o sancțiune, o pedeapsă, formă de închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Sentința în cauză o considerăm ilegală și procurorul care a condus și exercitat urmărirea penală a contestat această sentință ca ilegală în curtea de apel. Un caz asemănător soldat cu decesul unei persoane în urma unei bătăi a avut loc în 2016 în satul Albina din raionul Cimișlia. Persoana ce a decedat a avut un conflict cu soacra mea și peste 3 zile soțul a aflat și a vrut să vorbească cu dânsul, să lămurească ce fel de, cum a putut el să ridică mâna la mama lui. Când a intrat acolo, s-a început o bătaie, el a sărit cu furca la dânsul, amândoi, și s-a început acolo. Peste câteva zile, bărbatul bătut a decedat la spital, iar soțul Tatianei Cobas, împreună cu amicul său, au fost reținuți și apoi condamnați. De această dată, judecătorii au stabilit pedepse mult mai dure comparativ cu cazul de la Fălești. Vasile Cobas a primit 13 ani de închisoare, iar a doua persoană, Dumitru Podghirnei, s-a ales cu 12 ani de închisoare cu ispășirea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Pedeapsa celor doi a fost menținută inclusiv de judecătorii Curții Supreme de Justiție. Tatiana Cobas afirmă că soțul său își recunoaște vina, însă consideră că i-a fost aplicată o pedeapsă prea aspră în comparație cu unele spețe similare. Decizia asta nu-i corectă. Are 2 copii minori acasă, care micitei, un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani, și care el treținea familia. Și amuie eu am rămas cu dânsii, n-am niciun susținut de nică, nimeni nu mă ajută, în afară de soacră. Ce pedeapsă considerați că ar fi fost una corectă pentru soțul dumneavoastră? Maximum până la 7 ani, așa undeva, dar nu chiar așa cât o decis judecător. Și că la unii dau câte 4 luni, câte 4 ani și 7 luni, dar la alții... Sunt alte cazuri asemănătoare când s-a dat o pedeapsă mai mică? Da, am găsit alte cazuri care fix așa la Curtea Supremă, Curtea la Comrat. Fix așa caz a fost și a dat 4 ani și 7 luni, dar la soțul a dat 13 ani. Cazul la care face referire Tatiana Cobas a avut loc în 2011 la Comrat și și-a găsit finalitatea abia în 2016 la Curtea Supremă de Justiție. Atunci, judecătorii au stabilit pedepse de 4, respectiv 4 ani și jumătate de închisoare cu executare, pentru 2 tineri care au intrat în apartamentul unui bărbat și l-au bătut, cauzându-i vătămări corporale grave care au dus la decesul acestuia.